universul nostru. Cunoașterea științifică a cunoscut în ultimele decenii o dezvoltare spectaculoasă. Lista a ceea ce știm este impresionantă. Dar, în prezența conferinței, care are ca subiect întrebări esențiale despre univers, este potrivit, cred eu, să analizăm ceea ce nu știm. Voi formula deci câteva întrebări pe care le voi comenta. Prima întrebare. Există oare o singură energie ca sursă a diversității lumii? Cele patru interacțiuni fizice cunoscute sunt foarte diferite unele de altele. Dacă se ia în considerare, de exemplu, intensitatea interacțiunii, cea mai puternică este interacțiunea tare, care se exercită între hadron, constituenții nucleului atomic. Interacțiunea electromagnetică, acționând asupra particulelor încărcate electric, este de 100 de ori mai slabă decât interacțiunea tare. Interacțiunea slabă, care se exercită între electron și hadron, este de 100 de mii de ori mai puțin intensă decât interacțiunea tare. Și despre interacțiunea gravitațională, care acționează asupra tuturor particulelor, ea este extraordinar de puțin intensă. Trebuie să împărțim de 39 de ori cu 10, deci minus 39, intensitatea interacțiunii tare, pentru a obține intensitatea tare. Aceeași diversitate apare când se ia în considerare amploarea interacțiunii. Interacțiunea gravitațională și interacțiunea electromagnetică au o amploare infinită. Ele se exercită la scara macroscopică, ceea ce explică de ce au fost primele recunoscute întotdeauna ca interacțiuni fizice. În schimb, interacțiunea tare slabă au o amploare foarte mică. Un centimetru trebuie împărțit de 13 sau 14 pentru a obține distanța pe care se exercită interacțiunea tare. Amploarea interacțiunii slabe este și mai mică, mult mai mică decât a interacțiunii tare. În ciuda acestei mari diversități, fizicienii cred astăzi că toate interacțiunile pot fi unificate într-o singură și aceeași teorie. Unificarea interacțiilor tare electromagnetice slabe are loc la o energie fabuloasă de 10 puterea 15 ori mai mare decât energia corespunzătoare masei protonului. După relația lui Heisenberg, această energie corespunde unei distanțe infime, 10 minus 29 cm. Vă asigurinte, dacă protonul ar fi la fel de mare ca Soarele, această scară de unificare, unde totul devine unul, una, această scară de unificare ar fi cea unui fir de braț. Energia corespunzând unificării nu va fi niciodată atins în acceleratoarea noastră, dar ea a fost deja la începutul Big Bang. De aceea, teoriile expuse grand unificate, care sunt unificatorii, sunt foarte importante pentru ceea ce înțelegerea a ceea ce se petrecea la începutul Big Bang. Universul era atunci, probabil, o imagine, o sferă de foc în care domnea o temperatură infernală, o energie nediferențiată,
îmi sufletea o masă informă, de coacurile, soli, mesajeri, descriși de o singură interacțiune. Această sferă de foc conținea potențial întregul univers. Apoi, printr-o răcire continuă, au apărut diverse interacțiuni. La origine, când o simetrie perfectă stăpânea lumea, toate particulele, agitându-se în sfera de foc propositor, aveau o masă nulă, zero. Astăzi, singurul mesager observat de masă zero, lumea, este fotonul. Într-un fel, nu mai există decât lumina ca o urmă acestei lumi originare perfect simetrice. Asta este o imagine politică, așa cum ați luat dumneavoastră imaginea culegerii stelelor, lumina este singura urmă pe care o avem în fond de la începutul. Deci, strâns legat. Bucla este astfel închisă. Înțelegând infinitul mic, înțelegem infinitul mare. Energia de unificare a interacțiilor slabe, tari, electromagnetice, este aproape de ceea ce se numește Mercury Plan, care este de 10 puterea 19 ori mai mare decât masa protonului. Reprezentând cum ca aflam deja în 1900, scara naturală a unificării dintre fizica cuantică și teoria gravitațională. Este deci tentant, ceea ce noi fizicieni am făcut, să unificarea tuturor interacțiilor fizice cunoscute. Anumite încercări ale anuia, asemenea, unificare există, e vorba de teoriile supergravitate. Fizicienii, le plac cu vintele sonore, supergravitație, superunificare, și așa mai departe. Deci, supergravitație, dar ele sunt încă într-o stare foarte speculativă. Și întâmpină greutăți de formulare. Aceste teorii se sprijină într-o idee puternică, care se numește supersimetrie, care unifică particulele de spin întreg cu cele de spin semintre. O să spun, domnule, evident, cu putință, să vizualizăm o dimensiune suplimentară a spațiului, căci organele noastre de spin sunt construite corespunzător unei realități tridimensionale. Tot imaginați, lățimea, lungimea, lățimea. Nu putem să adăugăm a patra dimensiune la această tabelă, în acest spațiu. Dimensiunile suplimentare ale spațiului au o realitate mai mult matematică. Teorii unificate fost formulate în spațiu cu 11, ce zice? 11 dimensiuni. O dimensiune și 10 dimensiuni de spațiu. Deci sunt 7, cel puțin, 7 dimensiuni suplimentare ale spațiului, care, conform teoriilor actuale, care nu sunt niciodată definitive, dar conform teoriilor actuale, s-au înfășurat în jurul lor însăși, în 10 minus 43 secunde, unde tot destinul Universului în planetar, 10 minus 43 după Bitcoin, într-o regiune infinitelită de ordinul 10 minus 33 centimetri. A doua întrebare pe care o pun este substanța Universului etern. O predicție experimentală spectaculoasă a multor domenii care susține că protonul nu este static. El trebuie să se dezintegreze în particule mai mici.
identitate au femei, universul este amenințat cu moarte lentă prin dezintegrare. Dezintegrarea nu poate fi prea rapidă, pentru că am simțit-o deja. De exemplu, corpurile noastre nu sunt spontan radioactive, ceea ce există atitudin. Experiența ne arată că protonul trebuie să crească cel puțin 10 puterea 32 de ani. Deci, 10 puterea 32 de ori, o durată care este mult mai mare decât vârsta actuală a Universului. Ceea ce ne consolează, mare cum, chiar dacă Universul va sfârși prin acest dezintegrat, noi, cei prezenți, nu vom mai fi aici pentru a observa fenomenul. Dar descendenții noștri, dacă nu s-au discut între timp din alte motive, vor observa probabil acest fenomen. Ideea dezintegrării protonului a fost chiar înaintea formulării teoriilor unificate. Andrei Saharov a fost primul care a observat că dezintegrarea poate oferi o explicație naturală pe una dintre misterele cosmologiei. Faptul că Universul nostru este format din materie, în pofida sinergiei materie-antimaterie, care a coordonat probabil la începutul Universului. Teoriile unificate au furnizat o bază solidă pentru formularea riguroasă aceste idei ale lui Saharov, care l-a născut puțin intuitiv. Dezintegrarea protonului fiind o extremă încetinoară, experimentele trebuie să folosească o foarte mare cantitate de substanță care cuprinde o foarte mare numai de protoni. Da, de fapt, am ținut sub observație, zi și noapte, numai mult de un gram de fier. Ar trebui să așteptăm milioane de ani pentru a putea detecta un eveniment, un singur eveniment, care să semnaleze dezintegrarea protonului. În schimb, dacă se observă câteva mii de sole, există o anumită substanță, de exemplu, din beton, apă, fier, aur, anfitrașii. Chiar pentru un experiment de asemenea importanță, există o oarecare șansă de a observa câteva deci de vedere pe apă. Marile cantități de substanțe sunt de obicei lăsate în mine. Mine de aur, mine de argint, mine de sar, pentru a le proteja de intrăștarea de care ar putea stimula în aparente de măsură, evidentemente, stimulare de dezintegrare de protonului. Aceste experimente au fost sau sunt efectuate acum pretutindere de lume. Rezultatele se acum sunt neconcluse. A treia întrebare. Se poate oare unifica totul? Fizica este o știință tânără. Ea nu apare ca disciplină distinctă decât în jurul anului 1500, odată cu renașterea. Tot, câteva secole mai târziu, să fim unii mulți, la începutul celui de-al treilea mileniu, fizica are tendința să dovândească statutul unei teorii a totului. Dincolo de ambiguitatea terminologică legată de cuvântul tot, everything, ambiția este clară. Construcția unei teorii simple și, cum spunem noi, fără parametri liberi, care a reprezentat în asociere cu matematica fundamentul conceptual al piramidei tuturor disciplinelor științifice. Provocarea esențială a acestei teorii finale
o constituie unificarea teoriei relativității generale și cea a mecanicii cuantice. Un adevărat sfânt grav al fizicienilor. Toate scările universului fizic ar fi legate astfel unele de altele. De la infinitul la infinitul nare și toate interacțiunile fizice cunoscute și care sunt fundamentele clare și gravitaționale ar fi unificate precum patru ramuri ale lumii și acestui arbore. Unificarea interacțiunilor fizice constituie fără îndoială aventura intelectuală majoră a științei moderne. Impactul ei asupra culturii noastre este atât greu de evaluat, dar se dovedește plauzibilă ideea că va influența, în mod esențial, viziunea asupra lumii abia cu noi, dar abia noi. Ceea ce atrage atenția în panorama logică a unificării, proces care a avut nevoie de 3 secole pentru a se clarifica, este paralelismul aproape total între două trei paralele de unificare. Pe de o parte, interacțiile electromagnetice slabe, dar pe de altă parte, interacțiile gravitaționale. Unificarea dintre gravitația terestră și gravitația celestă este primul pas major făcut datorită genului lui Newton. Gravitația newtoniană este prima teorie a unificării care ajunge să lege calitativ și matematic cerul și pământul. Teoria relativității restrânsă a lui Einstein, la rândul ei, împarte două fapte fizice fundamentale. Primul, echivalența punctului de vedere al observației experimentale și al formulării legilor fizice ale tuturor sistemelor de referință în mișcare cu o viteză constantă în raport cu celălalt. Doi, viteza luminii este constantă. Este cu adevărat independentă din mișcarea sustei. Luarea în considerare a cazului mai general al sistemului de referință în mișcare cu o viteză variabilă unul la locul celălalt devine abordabilă, astfel se naște teoria relativității generale a lui Einstein, în baza ceea ce face în cosmologia cuantică. Care îngăduie eliminarea separării dintre particule și forțele mișcare sub influența forței gravitaționale. Masa și energia determină curbura și geometria spațiu-timpului, iar spațiu-timpul determină mișcările formulilor materiale. Astfel spus, să subliniez acest lucru, când este o descoperire extraordinară a lui care se află la spune de interpretare, materia și spațiul timpului, spațiul fizic, sunt interrelaționate. Ele nu pot fi existate independent. Relativitatea generală prevede existența undeva gravitaționale, dar care nu a fost încă detectat. Pasul următor. Bineînțeles că versul fiecare un lucru care a luat ani și ani de zile care se fie produce, pasul următor al unificării pe la scala gravitației este gravitația cuantică. Ea implică unificarea între două mari construcții majore intelectuale, nu mai științifice, intelectuale, marile revoluții intelectuale ale secolului 20. Mecanica cuantică
Deci, unificarea celor două teorii, situate în două domenii conceptual diferite. Una, relativitatea fizică clasică, și alaltă, în fizica clasică. Două structuri contradictorii pot fi oare conciliate. Există numeroase încercări de relativitate, dar niciuna nu a avut încă succes. De fapt, sunt imense. Obstacolul major reprezintă înțelegerea statului de timpul, care joacă rolul extrem de diferit în stăluitele teorii propuse. Nu vreau să vă spăimăm pe cei care nu face o studiă fundamentală, dar trebuie să știți că apare o teorie specifică. Modern. Deci, există diverse feluri totul în cadrul general. Cadrul matematic este din ce în ce mai complex, din ce în ce mai rafinat, mai obscur de la experiență. Un nou pas a fost făcut prin formularea teoriei supergravitate. Ce înseamnă supergravitate? Cuvinte simple. Este reunirea între gravitația cuantică și nou concept al unicității care se numește supersimetrie. Invenție anilor 70, e de mult deja. Supersimetria leagă două clase fundamentale diferite de particule. Fermion, particule de spin semi-întreg, și boson, particule de spin întreg. Ce este spinul? Este momentul natural intrinsec al particulelor, de la, când vedeți, un spin, învârtit, asemnătit, după imaginea clasică, care se bat pe plan cuantic, dar, sau imaginea cuvătoare, spinul descrie cum particula se învârte asupra ei însă. Fiecare, supersimetria asta înseamnă, fiecare particule cunoscute este asociată o nouă particulă, super partenerul său. Doi, câte doi? Sexul nu este prezentat. Deocamdată, acest super partener nu a fost încă descoperit. Poate se vor descoperi curând. La marele accelerator european de la Geneva, Marc-Antoine Corail, pe la stâng, care tocmai a intrat în funcționare, e în reparație, dar a intrat în câteva luni de funcționare. Supergravitația este ultima mărire dintr-un foarte mult drum de unificare a gravitației, care are precundă plecare Newton, gravitația Newtonului. Dar, deocamdată, ea este mai curând un proiect decât o realizare. În ciuda obstacolelor, se oferă unificarea celor două capete extreme ale celor două lanțuri paralele pe care le-am descris, supergravitația și teoria grandului unificată, două teorii oarecum virtuale, dar a căror existență este dictată de coerența logică a nivelului. Deocamdată, în bine și subliniere, deocamdată, nu se poate schimba, noi nu avem teorii definitive, revelate, care nu se schimbă niciodată, dar totul se schimbă. Dar, deocamdată, singura teorie care pare să aibă o șansă, într-un viitor nu care de păstat, dar fi o teorie cu adevărat superunificat, este teoria numită a supercorzilor. Deci pot aborda patra întrebare a conferinței mele, este oare totul vibrat în acest univers, în lumea asta, pe care o trebuie. Cuvântul supercorz arată că în această teorie, particulele elementare nu sunt punctuale,
și sunt scos, vibrant. Nu sunt costurile de la obioară. Aceste cozi trăiesc într-o lume cu o singură dimensiune. Au lungime, de ordine lungimii lui Islam, ordine 10 minus 13 minus, dar nu au rosit. De fapt, toate partidele din natură apar ca moduri vibratorii ale uneia și aceleași forțe, în fel de armonie muzicală, ceea ce aduce o simplificare enormă a complexității lumii fizice și justifică ceva, da? Că tot parametrii fizice, dacă numele fără dimensiuni, vor fi dictate de însă și teoria. Grație unei autoconsistențe universale.